Bună, bine ați venit pe acest miraculos, mirobulan și mirific canalul YouTube. Astăzi eu m-am gândit să facem ca un fel de challenge, să-l numesc așa. Astăzi mă va machia Iubi. Exact cum știe el, cu ce știe el. Eu am pus pe masă aici toate machiajele, el să-și aleagă ce vrea el și să încerce să-mi facă un machiaj reușit. Așa că, haideți să vedem ce o să iasă. Nu uitați, vă rog frumos, să dați și voi un like, un subscribe și să aprindeți clopoțelul ca să vedeți următorul video. Să fiți acolo pe fază. El este Iubi. Bună. O să începem acum să vedem ce o să aleagă. Cu ce începem? Cu ce vrei să începem? Păi... pudră. Ok. Alegeți. Nu mă, cu ăsta. Cu ăsta? Fond de ten. Cu fond de ten, hai. Îmi dau părul la o parte? Da. Îmi dau pe spate. Da, nu trebuie aud. Da, trebuie aud. O observație foarte bună, burățelul trebuie aud. M-ai văzut pe mine? Care? Se pare că nu ne audăm, e ok. Aoleu, mai să-ți puțin. A aplicat fondul de ten. Cred că arată câteva spații, dar e ok. Trecem peste. Ce vrei să înțelegi acum? Ceva că prea pudră. Pudră? Păi alege. Ata. Și cu... Că ai mucinat. Trebuie să fac și... Deci am aplicat pudra. Chiar ok, pot să spun. Mai departe ce vrei să faci? Să duc cu sprâncene, cu ceva. Ok. Nu îți plac sprâncenele mele? Nu, hai să facem... Nu, ba da. Cu asta. Chanel. Da, da, ăla e ok. Este de buze. E ok. De ce trebuie să mă țin harul ăsta? Mi-ai făcut sprâncenele. Acum ce urmează? Nu, stai că vreau să fac cu tuș. Genele. Genele, scuze, alea la ochi. Codiță. Asta e. E pe mă. Pe verde. Uite, mă, că trebuie rămâna, ce vrei? De. A, mai lungi. Să arate la fel, deci asta. Stai puțin, am zis! E greu? Vai de capul meu. Da, am aplicat tușul. Vreau pentru la ochi să te dau cu ceva culoare. Da. De astea. Nu? Alege ce vrei tu. Mergem pe... Cu ce de asta? M-am putut aici. A dat mică. Cu orice pensulă vrei tu. Chico. Închide ochii. Okay. Cum se dă? Și poate mai dau cu culoare. Mă dai cu două culori, eu? Da. Bilei.
Stai, pus pe ochii nu, că știi că te-am bătut. Ia, stai, mă! Te-aș da cu niște tale, cu umbre, cu astea. Chestii. Ah, ok. Îmi faci un fel de smokey eyes. Gata. Așa? Altă culoare. Păi da, tu avem mai mult cât astea, mă. Asta mă căutam eu. Nu știu ce asta. Știu că asta e. E ceva. Ce asta? Nu știu. Deci fii atent că cu asta te dau. Rămân să afli. Asta e pentru... Tu te-ai ajut pe asta. Închide. Închide ochii. Închide-mi ochiul. Ochii. Îmi trebuie rimel. Mamă. Nu mi-l băga în ochi, te rog. Da. Da, mă. Te faci atât de mâini. Stai, te rog frumos. Vreau să arăt puțin mai de-aproape. Ce diferență. Jos. Așa, și jos. Gata. Gata? Stai, că asta era pentru... Am văzut eu. Pentru obraj. Pentru... Aici. Nu, mai dau cu ceva, că nu-mi place. Mai dau cu ceva? Mai s-a gândit să mai dea cu ceva, că nu-i place. Fondăten. A, da, cum să nu? Păi acoperarea, zi sincer, albă ăla. Aplicăm un al doilea strat de fondăten. Fii atent, cum te faci acum? Te face băiatul frumos. Să iei în mat. Și asta unde o aplicăm? Peste aia altă. Peste ok. Pe da. Față. Cu de altă de-asta. Cu asta. Da, folosim... Folosim pensula de iluminator să aplicăm un fel de pudră blush. Parcă nu mai e așa de stridentă. Altceva, nu? Bă, ce simpatic e asta. Vom folosi un galben. Ia, închid ochiul? Da. Da. Ce urmează? Mai duc o altă culoare cu față. Cu asta. Pe față? A, ăsta-i blush. Mamă, ce închise. Ok, da. Continuăm. Dar eu așa am osul ăsta la față, așa în jos. Uite, aș putea să pozez pentru Gucci acum. Ia. Băi, îmi explică și mie, care e strategia de a-ți face o dungă dreaptă în jos? Acum? La nas. Ah, ok. Pare mai mic, te-a trebuit ceva cu albul.
Ia. Da, ce altceva mai facem? Ruși. Roșu. Ruși. Băi, buzele nu au ieșit chiar rău. Și acum, cu de la subțire pe la, la buze. Creier. Mă, câte sunt aici? Asta. Cu creion pe la buze? Da, contur. Ok, da, cu contur acum. Acum dăm contur la buze. Mai trebuie lucrat un pic la tuș, a spus. Nu e extrem de mulțumit de rezultat, așa că... Ia închide ochi. Închide, bov. Pe ce faci? A zis să mă dea să corecteze puțin tușul, pentru că era dat destul de prostuț. Așa a avut impresia și acum a zis că e mai încântat. Te mai dau. Te mai dai cu ce? Cu asta. Asta în două tonuri. Unde? Unde le mai pui și pe ăsta? Nu știu dacă... Bine, ai foarte mult loc pe față, că nu ai pus foarte multe. Dar unde vrei să dai cu el? Sub ochi. A, pe cearcănă direct, nu? Pe cearcănă e acolo? Te fac pe aia de sus cu asta. Ok. Frumos. Asta e machiajul. A zis că a greșit puțin cu... Ce ăsta e? Cu... Fundătin. Cu fondul de ten, cu blașul ăsta aici în obraj, a greșit puțin cu ăla. Ăla mi se pare cea mai mică problemă. Cam ăsta este rezultatul machiajului făcut de către iubitul meu. Sper că vă place și în cazul în care aveți vreo petrecere, vreun botez, vreo nuntă, vreo... Da. Și căutați un make-up artist... care este peste așteptări, mă puteți contacta oricând aici pe YouTube. Îmi lăsați un mesaj cu adresa, cu localul, cu locația și nicio problemă, se rezolvă. Chiar a spus că lucrează gratis, deci pregătiți-vă. Sper că vă place cum arăt. Eu chiar am să ies așa pe stradă, fără nicio problemă. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit și până data viitoare, vă pup!